Vegeta iubește înghețata. Dragul meu dulce iubit, de la o vreme te porți diferit. Mai întâi o azalee, jos în stradă pe alee, apoi frezii și lalele și azi vii cu crizanteme. Draga mea dulce iubită, nu mai fi așa uimită. Nu doar că te iubesc, dar la Lidl flori găsesc. Azi ți-am luat 5 crizanteme multiflore și boeme, fără cine știe ce buget, 11,99 lei un buchet. La Lidl buchetul de crizanteme multiflore, 5 fire, costă 11,99 lei. Lidl, alege înțelept. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 11. And if I had those golden dreams of my yesterday, România Cultural, este ora 11. Ai clasă! Bun găsit la o nouă ediție Ai clasă, la microfon Mirela Stană. Ministerul Educației a aprobat metodologia de organizare a evaluărilor pentru clasele a doua, a patra și a șasea, potrivit căreia elevii claselor a patra vor fi primii care vor susține aceste testări, începând cu 28. Evaluat de către doi profesori pentru adică în Europa sunt mândră de fiecare tânăr și de fiecare om și muncitor care lucrează în statele membre ale Uniunii Europene și vă spun că vă voi lupta ca în Parlamentul European muncitorii români să aibă drepturi egale cu ceilalți muncitori. A consemnat reporterul nostru Alexandra Crista. Candidatul PDL la alegerile europarlamentare Daniel Buda a declarat la Zalău că una din direcțiile strategiei democrat-liberale vizează atragerea de fonduri europene, totul în cadrul unui proces care urmărește mai ales înființarea de locuri de muncă. Ceea ce înseamnă fluidizarea sorții fondurilor europene. Am văzut cum guvernul Ponta a ratat și ceea ce a însemnat această creare a locurilor de muncă, iar România, în momentul de față, se confruntă serios cu această problemă a locurilor de muncă. Declarație consemnată de corespondentul nostru Adrian Lungu. Europarlamentarul Iuliu Winkler, candidat pentru un nou mandat de deputat în Parlamentul European din partea UDMR, afirmă că arta și cultura pot constitui o adevărată carte de vizită pentru susținerea României în afara granițelor. Declarația a fost făcută cu ocazia vernisajului de artă fotografică a unui de Glasgow. След като полицията подложила района на засилено наблюдение, българите били изненадани, докато се опитали да разберат и да използват информациите, които са разкрити в този текст. De asemenea, dacă vorbim despre zona de matematică, sunt în general lucruri care țin de logică și nu lucruri care țin de memorarea și aplicarea unor formule. Evident că testele sunt diferite pentru clasele a doua, a patra, a șasea, pentru că avem programe diferite, dar ele sunt identice ca tip de structură. Adică pe toate cele trei teste urmărim capacitatea de a citi și... Една страна осигуряване на работа и доходи на безработни лица, а от друга подобряване на сигурността и опазването на обществения ред в района. Кандидатите трябва да са също способни на преди спецификата на дейността, назначенията ще бъдат одобрявани от областната дирекция на МВР. Изцяло запазена римска гробница е открита от строители на частна къща в курорта Сапарева баня. При започналите на забавно археологически проекти. 2
cu testul de scris-citit la limba română. Urmează pe 3 iunie testul de scris-citit pentru limba maternă. Prima el, candidații acestei formațiuni politice se bucură de susținerea publică a unor personalități. Îi mulțumesc domnului profesor Andrei Pleșu pentru susținerea publică a listei Partidului Forța Civică. Domnia sa recomandă votul oamenilor de bun simț, cinstiți și muncitori, oamenii care doresc să fie reprezentați cum se cuvine la Bruxelles, pentru lista Partidului Forța Civică și dând în felul acesta încredere alegerii pe care am făcut-o.